redacție Antena Stars vede tot la colega noastră Mirela Baltă. Te ascultăm cu prima știre. Bună dimineața, să aveți și voi o primăvară frumoasă. Și acum o să vă spun și prima știre, care este despre Gabi Enache, care după ce a plecat de la FCSB a ajuns într-un lux orbitor. Mai exact, oficialii de la Rubin Kazan i-au oferit fotbalistului tot ce își putea dori. Și adică un apartament luxos cu 4 camere, cu mobilier de ultimă generație, iar camerele apartamentului au fost deja împărțite. Ba mai mult, oficialii i-au dat și o mașină de serviciu în valoare de 100.000 de euro. Iar cadourile pentru Enache nu s-au oprit aici, pentru că fotbalistul, dar și întreaga lui familie, vor primi bilete de avion pe tura Peruta Kazan București în fiecare sezon. Gabi Enache a dat lovitura după ce l-a supărat pe Gigi Becali și l-a dat afară de la FCSB. Și Gigi Becali spunea: Enache nu mai are ce căuta la Steaua, să fie sănătos, la revedere, nu o să-l mai vedeți niciodată pe teren. Iată că Gabi Enache, în asta deoparte. Orice rău este spre bine, întotdeauna este loc de mai bine. Și cred că Gabi Enache merită din plin ceea ce are acum. A trebuit să ne respectăm artiștii, fotbaliștii și să îi susținem. Gabi Enache a și traversat o perioadă foarte grea. El a fost pus pe banca de rezerve la FCSB. Gigi Becali nu-l mai includea în lot. Și poate că, uite, destinul i-a surâs fotbalistului, pentru că are și o familie acum de întreținut. Asta zic că orice, se zice că ce nu te omoară, te întărește, nu? Și mai sunt și lecții de viață, trebuie să mai trecem și prin lucruri mai puțin frumoase, nu, în viață, ca să putem să prețuim și ceva de calitate și să putem să ne ridicăm, că poate altfel ne-am plafonat, știi? Da, uite, acum n-ar fi frumos dacă a primit apartament, mașină, bilete de avion, salariul de 45.000 de euro. N-ar fi frumos să-i lase totuși apartamentul Mădălinei Enache? Bine, acum e prea târziu, că deja a dat-o afară cu tot cu fetiță. Acum, eu zic că o ajută, cred că o ajută. Așa ar fi normal să-și ajute fetița afară? Nu știm noi exact dacă păi a dat așa afară. A fost, că am avut noi conversațiile. Dar poate o ajută, poate o susține financiar să stea undeva cu fetița, să stea cu chirie. Nu prea. Și cu cadourile către micuță mai slăbuți. Acum, știți cum e, nu poate să plece nici el din apartament, pentru că na, poate nu are unde sta, acolo e căsuța lui. El stătea cu o amanta și i-a spus Mădălina Enache: dacă nu părăsește apartamentul, o să vin cu amanta peste tine și o să stăm toți în casă. Urât. Poate nu e așa, poate mai sunt și speculații. Păi nu, sunt mesajele și informațiile venite chiar de la Mădălina Enache. Da, trebuie să fiecare bărbat să-și ajute, chiar dacă te desparți, să-ți ajuți copilul, pentru că copilul nu are nicio vină și din păcate copiii suferă cel mai tare, pentru că tu îți refaci viața, tatăl își reface, soțul tău își reface viața și copilul are cel mai tare de suferit. Dar trebuie să ne susținem copiii, indiferent că avem alte iubite, alți iubiți. Amantei devenite soției merge foarte bine, pentru că ea a pus aceste condiții în cazul în care Gabi Enache urma să semneze cu echipa din Rusia, lucru care s-a și întâmplat. Voi apartament, voi nu știu câte camere, pentru că, na, ei au un băiețel împreună acum. Da, nu știam. Să fie sănătoși, foarte bine. S-au și căsătorit între timp. Nu, deci, cred că s-au imediat iubit, ce a divorțat de fosta soție, Gabi Enache s-a căsătorit cu amanta. Bine, nu știu, n-aș putea spune amantă, poate ei, poate fosta soție chiar nu se mai înțelegeau de păi foarte da, mult timp. Păi da, că e căsătorit, nu-i amantă? Răzvi, da, dar poți să fii căsătorit doar în acte. Câte relații nu sunt așa? Sunt căsătoriți doar în acte și poate sunt despărțiți. Bine, de foarte, oficial, foarte până mult. Până să devină soția lui Gabi Enache, a jucat rolul de amantă. Sunt mentalitățile noastre, sunt mentalitățile așa la noi în țară, dar nu e chiar așa, atât timp da. Cât ce părere ai despre acești între... bărbați care jonglează între soție și iubită, să spunem, sau nu-i spunem amantă, poftim. Da, nu vorbim de acest caz, că nu știu, nu știm concret. Vorbim la modul general, nu sunt de acord să jonglezi între amantă și soție. E minunat să-ți apreciezi soția, pentru că femeia este o comoară. Având și o acum... fetiță deja cu soția de câteva luni. Vă dați seama, deci eu așa zic, că femeia este o icoană, o comoară. Gândiți-vă că o femeie poartă în pântece 9 luni de zile un copilaș, dă naștere unui copilaș, deci a trebuit să bărbații să prețuiască foarte mult femeile. Dar nu e un păcat? Sincer. Ce anume să... Să încalci căsătoria. Tu te-ai legat cu acea femeie, fața lui Dumnezeu, i-ai jurat credință și iubire. Vă răzviți ce se întâmplă dacă nu te mai înțelegi și... Da, e frumos să fii fair play, pentru că dacă înșeli, sincer, eu cred foarte mult în asta, te înșeli pe tine. Și la un moment dat și tu vei fi înșelat, pentru că... Dumnezeu are viață, grijă. Exact. Când nu mai vrei să fii cu o persoană, când crezi că
nu poți să-i oferi ceea ce trebuie, că nu o meriți, mai bine îi spui în față, băi, nu te merit, hai să rămânem prieteni, să ne despărțim prietenește, pentru că tu meriți ceva mai bun. Nu sunt de acord cu înșelatul. Pentru ce? Mi se pare că, scuzați-mi expresia, te prostituezi. Ornela, sincer. Da. Mă, nu mai îmi place de tine, gata, să fii sănătos, poate dacă vreodată ai nevoie de mine să ajung ceva, te ajung ceva mai la plăcere. Nu s-a mai putut. Viața merge înainte, nu se oprește lumea nici la mine, nici la tine. Știi? Deci, nu sunt de acord cu înșelatul. Eu nu sunt de acord cu înșelatul. Decât să jonglezi atât de urât. V-am zis, te înșel pe tine și te minți pe tine însuți. Dar nu sunt de acord, dar v-am zis, poate nu e cazul lor, nu s-au mai înțeles, s-au iubit, au o fetiță, acum uite, s-a recăsătorit, capi, să fie sănătoși. Să trăiască și băiețelul, să fie sănătoși cu toți. Dar ce părere ai despre aceste femei care, uite, sunt amante, le convine situația și după ce devin soții și se văd cu saci în căruță, au tot felul de pretenții. Adică n-a fost suficient că Gabi a cumpărat o mașină de lux. Nu cred neapărat. V-am zis, poate sunt speculații, nu cred neapărat că ea a impus. Pentru că eu zic că se iubesc. Dacă iubești, nu contează. Poți să stai și într-o garsonieră confort 2. Mă, contează foarte mult să ai un om minunat lângă tine. Degeaba ai bani, degeaba ai casă, dacă nu ai un bărbat fain lângă tine. Că, Elena ar că nu te încălzesc, chiar nu te încălzesc banii cu absolut nimic. Ce te încălzesc banii? Faci dragoste cu banii? Nu. E, pe unii încălzesc banii și le oferă un confort foarte poate mare. Poate că da, dar cred că sunt oameni puțini care merg pe varianta banilor. Da, uite, Elena te este... văd că nu-ți place această idee de înșelat, de amantă, nu ești de acord, dar din păcate vezi că lucrurile astea se întâmplă. Nu știu ce e cu oamenii din ziua de astăzi. Din păcate, da. Asta este viața. Trebuie să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu și să vedem lucrurile altfel. Dar uite că din apartamentul pe care va primi de la echipa din Rusia, unde va juca Gabi Enache fotbal, din cele 4 camere, una a rezervat-o și pentru fetița pe care o are cu fosta soție. Ia uite, ce frumos! Vezi, chiar am menționat mai devreme că nu cred eu că Gabi nu-și ajută fetița. Eu cred că o va ajuta până la... toată viața. Da, dar uite, Mădălina Enache, pe de altă parte, ne spunea că e foarte greu creșterea unui copil și Mădălina este foarte tânără, copilul are nevoie de multe lucruri, ei este foarte greu și, na, ca orice mamă îți dorești pentru copilul tău să aibă cele mai bune lucruri, să mănânce ce e mai bun, să fie sănătoasă, să fie bine. Să fie sănătoasă și Mădălina, uite, are o fetiță superbă, e mai rău să n-ai copii. Bine că Dumnezeu zic că a binecuvântat-o. Atunci când Dumnezeu îți trimite un copil, te binecuvântează. Eu nu înțeleg chestia. Dacă nu-ți dorești ceva serios cu femeia respectivă, dacă nu simți neapărat, că nu e de ce face un copil. Eu zic că s-au iubit, Răzvan, pentru că altfel nu făceau fetița. Nu știu, nu s-au mai înțeles. Și când nu te mai înțelegi, pentru ce să stai împreună? Și asta este greu, dar nu trebuie să ne pară rău. Sunt femei care își cresc singure copii și trebuie să te simți binecuvântată că ai un copil 2 sau 3 și trebuie să-ți asumi niște responsabilități, pentru că niciodată în viață nu se știe ce se întâmplă. Doamne ferește! Doamne ferește, zic, îți moare soțul. Ce faci? Tu ca femeie trebuie să fii puternică și să-ți ajuți copilașii, să fii alături, să muncești pentru copilași.